Ieri seara la pensiunea Genesa din Dumbrăvița a avut loc o întâlnire unde s-au stabilit detalii legate de următoarea acțiune de curățenie organizată de un grup de tineri dumbrăvițeni voluntari. Această nouă acțiune de curățenie de primăvară este coordonată de Ciprian Borza și se va desfășura în data de 3 martie 2018, începând cu ora 9. Reprezentanții voluntari ai grupului Dumbrăvița Curată îi cheamă pe toți locuitorii cu spirit civic ai comunei să participe la curățenie. Cei care sunt interesați să fie voluntari la curățenia de primăvară se pot întâlni cu coordonatorii zonali în următoarele puncte. Strada Constructorilor, colț cu Pădurea Verde, Strada Fervenția, capăt Pădurea Verde, Strada Nicolae Bălcescu, capăt Pădurea Verde, Strada Ghioceilor, colț cu Pădurea Verde, Strada Veneția, parcare Kaufland, Strada Socului, intersecție cu Tristan Țara, spate Hornbach, Strada Fervenția 2, intersecție cu Ștefan Lucian și Arinului, Strada Ion Creangă, intersecție cu Strada Sinfoniei, Strada Mureș, intersecție cu Strada Sinfoniei, benzinăria Socar. Organizatorii vor asigura instructajul aferent, mănuși de unică folosință și saci din plastic. Participanților li se recomandă să poarte un echipament adecvat constituit din ghete, apă și ceva de mâncare. De asemenea, coordonatorii evenimentului transmit că până la data acțiunii de curățenie din 3 martie pot apărea modificări ale programului sau a punctelor de întâlnire, astfel că vă recomandă să urmăriți pagina evenimentului pe Facebook. În caz că vremea va fi nefavorabilă, data evenimentului va fi amânată.